Gândiți-vă că parcă ieri eram elev de liceu și așteptam vacanța de Sfintele Paști, când știam că în casă la noi, pe strada Bolintineanu numărul 10, mama făcea pregătiri. Cornișoare cu nucă, cozonac cu mac, ouă roșii, pască, miel, și plecam la stropit. Și toate colegele noastre sau fetițele din cartier știau că o să vină Florin, Tutu și Bubu. Aveam doi prieteni și toți mergeam cu parfum cât mai ieftin să le stropim. Da. Ce frumos. Eu, era. În anii când împlineam 10, da, mă găseam la Tighina. Eu acolo m-am născut. Când aveați 10 ani. Da. Și mi-aduc aminte, mama făcea pelincele Domnului, se numeau. Așa. Erau niște foi foarte fine, da, stropite cu apă de flori, da, și de trandafiri, cum era pe atunci, da, 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 și cu nucă. Și se făceau ruladă și copiii totdeauna trebuiau să mănânce înainte de luau celelalte lucruri la masă. Sunt lucruri și obiceiuri foarte frumoase, dar întotdeauna, într-adevăr, n-a lipsit pasca cu smântână, pasca cu brânză, pasca cu cacao, ciocolată, da, și cu orez. Așa era pe atunci. Ce frumos! Dar lucruri frumoase pe care să știți că și pentru că se pricepe mai mult sora mea Iulia Buciuceanu. Da, sigur. Da? Am vrut să vă spun că doamna Iulia Buciuceanu, marea noastră cântăreață, este sora doamnei Tamara Buciuceanu Botez. Da. Și ea întotdeauna pregătește și ne împarte și mie și lui Lizon, cealaltă soră, că suntem trei surori. Da. Am fost cinci în total, doi băieți. Unul trăiește, celălalt săracul a plecat pe drumul fără întoarcere. Dar ne aducem aminte de Nicușor întotdeauna. Și vreau să vă spun că la noi întotdeauna a fost casa deschisă. Nu se bătea în ușă pentru că ușa era deschisă, niciodată încuiată. Și cine venea, totdeauna se așeza la masă. Nu lipsea drobul de miel, friptura împănată cu usturoi, ciorbița cu cap de miel. Vai, și doamnă, tot așa. Nu mai spuneți că faceți o poftă. Da, vreau să vă spun că întâmplător, da, am învățat și eu de mică, că mi-a plăcut. Da. Și cât a trăit soțul meu, acum 10 ani a dispărut și el, doctorul Botez, făceam absolut tot ce ține de tradiție, pentru că nu se poate să pierdem tradiția.